Știrea bombă pentru electromobiliști, cel puțin pe plan local, este modificarea anunțată de Kaufland referitor la modalitatea prin care șoferii vor mai putea încărca gratis la stațiile montate în parcările supermarketurilor. După cum știți, majoritatea stațiilor pe care le găsiți în parcările supermarketurilor Kaufland sunt montate de firma Renovatio. Renovatio mai are și alte stații de încărcare în alte parcări, unde însă încărcările nu sunt gratuite. Kaufland în ultimii patru ani a suportat costurile încărcării, deci practic încărcările gratuite la stațiile Renovatio au fost de fapt plătite sau decontate de Kaufland. Probabil datorită creșterii parcului auto Electric în ultimii ani, Kaufland a schimbat modalitatea prin care șoferii puteau să beneficieze de încărcările gratuite, astfel încât au trecut de la stații lăsate la liber sau pornite doar cu cardul RFID pe care îl primeai oricum de la biroul de informații, la coduri QR pe care le puteai scana de pe stație și aveai voie să activezi o singură stație într-o zi, într-un oraș, adică puteai ușor să traversezi țara oprind la stațiile din parcările Kaufland și să încarci gratis în fiecare oraș pentru că era în alt oraș. Modificarea anunțată azi va în totalitate metoda prin care șoferii vor mai putea uh, beneficia de încărcări gratuite. În primul rând, ca să poți beneficia de încărcări gratuite, dacă nu ți-ai făcut până acum, va trebui să-ți faci un card virtual Kaufland pe care îl va trebui să-l folosești atunci când faci cumpărături în magazinele lor. Totodată va trebui să faci cumpărături de minim 500 de lei pe lună la oricare dintre magazinele lor. Regulamentul mai indică faptul că citezi cel puțin 4 cumpărături săptămânale. Închei citatul. Sper totuși să fie o greșeală de exprimare pentru că ar fi absurd să faci patru cumpărături săptămânale. Asta ar însemna să mergi aproape zilnic la Kaufland și ce rost ar avea? Adică poți să mergi, nu știu, de două ori pe lună să faci câte 250 de lei de cumpărături, mai ales în situația în care suntem acum, chiar nu vrei să mergi aproape zilnic să faci niște cumpărături la Kaufland. Dar Vedem pe parcurs? Serios, acum. Uh, citez. Pe site-ul Renovațiu apare textul uh, Cel puțin 4 cumpărături săptămânale în oricare dintre magazinele Kaufland în România, în valoare totală de minim 500 de lei. Închei citatul. Dar pe site-ul Kaufland citez. Pentru acordarea de cupoane este nevoie de cumpărături săptămânale în valoare totală de minim 500 de lei pe lună. Adică, pe site-ul zice că trebuie să mergi de 4 ori pe săptămână, dar pe site-ul Caufland scrie doar cumpărături săptămânale? Nu înțeleg. Sper să fie doar o greșeală din partea lor și să renunțe la acest regu această regulă și să trebuia doar să faci niște cumpărături de 500 de lei pe lună. Adică ar fi absurd să pierzi cupoanele pentru că ai fost două săptămâni sau o săptămână în concediu și n-ai apucat să-ți cumperi ceva de la Kaufland sau de patru ori pe săptămână. Nu înțeleg exact ce, ce vreau să, să zic aici, dar sper totuși să se clarifice și să nu fie cazul. Bun, să zicem că ai fost de patru ori pe săptămână sau săptămâna la Kaufland și în luna ianuarie ți-ai făcut cumpărături de 500 de lei. În luna februarie vei primi 5 cupoane, 5 cupoane pe care le vei putea folosi toată luna. Dacă în februarie tot așa ți-ai făcut cumpărături de 500 de lei săptămânale sau de 4 ori pe săptămână, nu știu exact, în luna martie vei primi iarăși 5 cupoane pe care le poți folosi în luna martie. Din păcate, cupanele se pierde pe lună pe alta, deci dacă nu le folosești, le vei pierde. Apropo, ca să ajungă cupanele la tine în contul eCharge, va trebui să creezi, după cum am zis, un card virtual Kaufland și să le combin cumva, n-am înțeles exact pentru că regulamentul este destul de neclar, scrie ceva despre ID-ul eCharge care nu l-am găsit niciunde, dar va trebui să le combin cumva și Uh, Kaufland îți va vira, va da direct cupoanele în aplicația eCharge. Un lucru foarte bun este că aceste cupoane nu vor avea limită valorică, adică vei putea să încarci uh, folosind un cupon și un egg off de 35 de kWh, să zicem, uh, încarci aproape 100% 30 de kWh uh, în valoare de aproximativ uh, nu, 60 de lei, nu? nu așa? Uh, sau o Tesla Model S 100D să încarci 95 de kWh în valoare de 8, 180 de lei. nu? Cele 5 cupoane pe lună pot fi folosite la oricare dintre stațiile de încărcare Renovatio din parcările Kaufland. Atenție însă, ele se pierd după o lună, adică la sfârșitul lunii se pierd. Încă nu este foarte clar ce se va întâmpla cu stațiile de încărcare montate direct de Kaufland, nu prin Renovatio, la uh, magazinele lor din Dej, Bacau și Buzău, dacă nu mă înșel. Nu am găsit nici o informație despre asta în documentul oficial, deci pentru moment se pare că sunt gratuite, se pot folosi fără aplicație, fără card uh, de acces. Totodată, stațiile renovații o rămân accesibile, fără cupoane, fără nimic altceva, doar prin aplicația eCharge. Dar dacă nu aveți cupoane de la Kaufland, o să trebuiască să plătiți. Uh, tarifele standard e-charge sau renovațio, adică 1,95 leu pe kWh pe DC și 1,45 leu per kWh la încărcare AC. Lunile august și septembrie, adică lunile care urmează, vor fi uh, perioade de tranziție, astfel dacă vă înscrieți în program veți primi 5 cupoane gratuite și în august și în septembrie, fără să cheltuiți cei 500 de lei în magazinele Kaufland. Mai multe detalii o să găsiți în descrierea clipului unde o să postez niște linkuri utile. Vă rog să le citiți, dar pe scurt cam asta e. După care în octombrie veți primi cele 5 cupoane doar dacă în septembrie ați plătit sau ați cheltuit cei 500 de lei în magazinele Kaufland. Și cam atât despre acest topic. Am să las niște linkuri cu anunțurile oficiale și regulamentul postat de Kaufland. Până mai sunteți aici și uh, sunteți atenți, o să vă întreb acum ce ziceți de modificările anunțate astăzi. Uh, sunt ok, nu sunt ok, ce ați face diferit, uh, ce sugestii ați avea. Uh, vă aștept în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să vă abonați canalului și ne vedem la următorul clip. Salut!